Bună seara, dragi nemuritori și nemuritoare! Iată-ne la a doua emisiune din anul 2023 și prima cu un invitat, drag sufletului nostru, care a avut amabilitatea să vină din nou. Vă mulțumesc foarte mult că sunteți cu noi, sau îți mulțumesc, drag Eugen. Este vorba despre cunoscutul și iubitul inginer Eugen Bârgăoanu de la firma AIM Group și editura Vidia. Da. La care îmi place să citesc cărți. Bună seara, mulțumesc că ai dat curs. Bun găsit, da, cu drag. Ne-am gândit noi despre ce să vorbim și sigur că am simțit nevoia în vremurile astea care sunt, ca să cităm din clasici, să dăm un pic de curaj, să ne focalizăm un pic pe partea plină a paharului și ce ar putea fi mai frumos pentru fiecare dintre noi, mă gândesc, decât să se focalizeze pe căile poate conștientizate, poate mai puțin conștientizate, de a-și atinge propriile țeluri. În speranța că toată lumea are țeluri benefice, nu numai sieși, ci și tuturor celorlalte ființe. Dar înainte de asta, dăm voie, dragă Eugen, să punctez un pic momentul istoric în care ne aflăm, nu? În timp ce noi vorbim aici, conducătorii lumii, cum s-ar zice, da? Cei nealeși de nimeni, conducătorii prin bani și putere, se află undeva aici în Europa, în Elveția, la Davos, și nu știu ce fac ei acolo, cred că decid soarta noastră a tuturor. Dar, așa cum tot vorbim, există un nivel al realității, îl numim materie, nivelul material, unde ei pot să creadă că au controlul total asupra noastră, dar nivelul cauzal profund este în alt loc, este non-tangibil, este în zona subtilului. Și atunci fiecare dintre noi are o putere, o marjă de libertate pentru a fi creatorul, mai bine zis co-creatorul, propriei sale realități. Și cu cât suntem mai mulți care conștientizăm această putere și cu cât ne gândim la un viitor comun, benefic, cu atât pare să avem șanse mai mari să îl aducem în realul palpabil. Ce zici tu despre asta? Categoric, credința este primul pas pentru a trăi în paradis. O să încep cu o parabolă. În China antică, la o mănăstire a lui Lao Tse, Lao Tse aflat printre favoriții împăratului și la un moment dat nobilii s-au dus și l-au părât la curtea împăratului că la mănăstirea lui călugării o țin tot în tot petrecere și chiolhanuri și nu se preocupă de cele spirituale. Spiritualitatea, da. Și atunci împăratul a chemat pe Lao Tse și i-a spus, uite ce se spune despre tine. Și Lao Tse a zis, n-are rost să vin eu să mă disculp, să mă scuz, sau să-i crezi pe ceilalți, cel mai bine, mărite împărate, vii la mănăstire și vezi cu ochii tăi cum stau lucrurile și vezi ce fac, vezi. Păi, bun, hai să mergem, spune împăratul. Nu. Zice, nu acum ziua, că o să se dea vestea prin tot orașul că a ieșit din palat și o să fie pregătiți. Cel mai bine, noaptea, când toată lumea doarme și mergem. Și așa a rămas, la ora 1 noaptea vine la oțel la împărat, îl trezește, avea în mână o găleată cu apă, stropește un pic și pe împărăteasă, care se ridică, începe să țipe, enervată că a fost trezită. La nobilii cei mai apropiați care aveau apartamente în jurul apartamentului împăratului, la fel, cum se trezeau, înjurau, țipau. Îl subobotează cum ar veni, i-a udat tot da. La servitori, prin palatele din jur, toți reacționau la fel. Și au mers și la mănăstire și acolo cum aruncau cu apă pe se trezeau instantaneu, cădeau în genunchi și spuneau lăudat fie Domnul, lăudat fie Domnul. Da? Tradus. Și la oței a spus, ce? Asta este realitatea. Pe din afară arată ca niște oameni obișnuiți, dar în interior mintea lor este focalizată permanent către Dumnezeu. Da. Da? Asta este diferența, adică raiul sau iadul sunt în interiorul nostru, nu în altă parte și noi îl creăm și dacă putem să creăm raiul, am fi masochiști să creăm altceva. Pot să te întreb așa direct, tu știi stilul meu, că da. Vorbesc la fel și dacă suntem în plină emisiune și dacă am fi doar noi doi fără martori. Simt nevoia să punctăm chiar așa
De exemplu, în condițiile date, în care e clar că el are loc pe planetă nu o boală împotriva unei, o campanie împotriva unei molime, ci este, în ultima instanță, o luptă pe viață și pe moarte între bine și rău. Asta cred că nu mai poate să conteste niciun om cât de cât lucid. Și atunci te întreb, în condițiile astea, în care forțele sunt inegale ca între David și Goliat, unii au și banii, au și puterea, controlează guverne, controlează FBI-ul, controlează tot ce vor ei, că nu vorbesc după părerea mea, vorbesc după lucruri care sunt în baza unor dovezi care sunt acum accesibile aproape oricui și sunt dovezi oficiale, au loc audieri în Congresul American, adică nu vorbim ca să ne creăm probleme, vorbim pe bază de fapte. În condițiile astea, tu, drag Eugen, practic vii să ne amintești că nu contează, nu contează presiunile externe, nu contează uriașele puteri ale celor care fac aceste presiuni. Noi ne putem sustrage acestui context negativ doar prin ceea ce gândim? Ceea ce facem și gândim noi. Poți să detaliezi, te rog? Dumnezeu nu poate fi învins. Totul în manifestare este Dumnezeu. Însă și Satana este tot manifestarea, Lucifer este tot manifestarea lui Dumnezeu, lumina întâi creată. Totul din Dumnezeu. Toată această manifestare nu este decât corpul manifestat al lui Dumnezeu. Nespiritualitatea noastră provine din faptul că ne identificăm cu altceva. Și asta este și marea greșeală a lui Lucifer. În loc să se alinieze cu omnipotența divină și să-și recunoască sorgintea și originea, el vrea să fie egalul lui Dumnezeu. În tarot există o arcană care se numește diavolul și acolo este figurat un demon, chiar un diavol, așa cum este în tradiția creștină, și flăcările iadului se ridică doar până la nivelul umbilicului. Asta arată că ființele malefice nu pot opera decât cu energii până la nivelul acelei zone. Mai sus, cu cât te ridici mai sus, nu mai poți face rău. Deci vrei să-mi spui că, și nu știu dacă te-am înțeles bine, vrei să-mi spui că până și întruchiparea răului, în limbaj popular, diavolul, cumva are un rol benefic de la un punct încolo? Nu sigur, sunt sigură că te-am înțeles. Dacă n-ar fi fost necesar, n-ar fi fost creat. Și până la urmă, scopul manifestării și scopul oricărei ființe manifestate este creșterea, chiar și a lui Lucifer. Și creșterea în rău, creșterea răului. Nu, creșterea nu poate fi decât în bine. Aceea este scădere. Da? Dacă n-ar fi fost necesar, n-ar fi fost manifestat. Dar exact cum spunea Saint-Exupéry, nu ar putea exista genii dacă n-ar exista mediocritate. Nu ai putea avea termen de comparație. Adică tu mi-explici faptul că într-o lume în ultimă instanță non-duală, da, în care nu există altceva decât creatorul, împrăștiat în mii și miliarde de forme de expresie, da, în această lume non-duală, în ultima instanță, noi trăim, ca percepția noastră, dualitatea, bine, rău. În mintea noastră, pentru că așa suntem educați, așa suntem formați, dar, de exemplu, prin secolul X, în mijlocul Asiei, undeva în Cașmir, o zonă foarte deosebită, a existat o cale foarte specială care s-a numit Shivaism. Shivaism. Despre care... scuze. Despre care atât yoginii din nord, yoginii din sud, tibetanii, toți au spus că a fost cea mai înaltă cale care a existat pe această planetă. De ce? Pentru că era o cale monistă. Dacă în creștinism se spune există rai, există iad, faci fapte bune, te duci în rai, faci fapte rele, te duci în iad, și aproape în toate tradițiile acestea, religiile instituționalizate, există această abordare duală, ei în Shivaism spuneau că nu există altceva decât Shiva, Dumnezeu. Faci, stai și meditezi și privești fulgii de zăpadă cum cad pe fereastra casei tale, ești Dumnezeu.
te îmbesc ca un porc și dormi într-un șanț, ești tot Dumnezeu, că nu există altceva în manifestare decât Dumnezeu. Una dintre cele mai speciale mistice din aceste șivaite, Lala Șivaita, chiar așa este cunoscută sub numele. Lala? Lala, da, Șivaita. A fost întrebată cum a atins realizarea. Și n-a spus nici că a făcut nu știu câte penitențe, nici că a postit nu știu cât. A spus foarte simplu. Maestrul meu mi-a spus că eu sunt Shiva și eu l-am crezut. Ce drăguț. Da. Deci, asta este esența. Iar răul nu te poate afecta, să spunem, decât până la aceste trei niveluri. Adică până la nivelul lui Manipura Chakra. Muladhara, deci fizic, zona socială și zona voinței, ego-ului. De la acel nivel, de la nivelul lui Anahata în sus, o persoană care are nivelul de conștiință atât de ridicat nu mai poate să facă greșeli și nu mai poate fi manipulată, nu mai poate fi influențată în rău. Deci dacă îmi dai voie să traduc și mă corectez, da? Te rog dacă te-am interpretat greșit, ne-ai spus până acum că există doar sacrul, doar divinul, doar creatorul, în diverse expresii, forme de expresie numite creație, în ultima instanță, și numai noi, printr-o interpretare subiectivă și eronată, spui tu, vedem lumea într-o formă duală și tot timpul împărțim între bine și rău, cald și rece, negru și alb. Paradoxul este că trăim într-o epocă specială de confort din toate punctele de vedere. Tocmai din cauza asta, nu știu dacă știi, a fost o revoluție pe la 1800 și ceva, când au apărut marile industrializări și s-a putut face sticla industrial și s-au făcut geamuri, pentru că până atunci sticla se făcea artizanală, era foarte scumpă. Și simplu fapt că soarele a pătruns în locuințe au făcut să dispară majoritatea bolilor. Nu știam asta. Da. Am crezut că te referi la agresiunea oamenilor față de mașini, la prima revoluție industrială. Da? Deci, trăim într-o epocă extrem de civilizată, adică nu cred că și-ar dori cineva să trăiască în evul mediu în care nobilul ținutului avea drept de viață și de moarte, în care dacă vroia te făcea rob, șerb și toată viața trebuia să-i muncești și dacă îi se făcea milă să mai arunca acolo coajă de pâine. Nu, indiscutabil, nimeni nu vrea răul din trecut, că iar și vorbim de bine și rău. Trăim într-o lume atât de tehnologizată care teoretic ar trebui să ne dea timp liber, libertate, foarte mulți oameni sunt în înlănțuiți și muncesc ca să-și câștige existența și aproape toată lumea nu are timp. Cum ieșim din asta? În general, să zicem că am fi în anul 2019-2018, cum am ieșit din asta, că și atunci era tot așa un mare stres, acum s-a mai adăugat pe fundal și această nesiguranță, această ciudățenie din care emană atâtea lucruri și numai ca să spun pe scurt, foarte pe scurt, ca să se înțeleagă la ce mă refer, mie tot nu-mi vine să cred, tot mă uit și tot aștept să-mi spună cineva că este un fals, că m-am informat eu dintr-o sursă necredibilă. Numai atâta zic, avortul, care a devenit așa un cult, un cult al uciderii, n-am să înțeleg niciodată de ce în vremuri, nu ca pe vremea tinereții noastre când n-aveai niciun fel de contraceptiv, și în vremurile astea în care ai acces la orice, de ce e nevoie să se ucidă atâția copii? Am impresia că este o nebunie a bucuriei omorului în sine și deci se ucid copiii până la vârsta la care pot fi născuți, se ucid mai nou și după ce au fost născuți. A fost o perioadă în care s-a spus până la 2 ani pot fi avortați. Cum să-l avortez dacă e un om viu? E pruncucidere, este infanticid, dar nu mai e avort. Și mai nou, tot îmi place să cred că mă înșel, până la 18 ani. Am auzit că să nu li se mai facă acte de naștere. În fine, să zicem că mă înșel eu și că trebuie să-mi reverific sursele. Dar e clar că e un trend puternic pro-avort. E o industrie uriașă. Și al doilea lucru care mă înspăimântă, nici nu mai am sentimente, așa am rămas paralizată. Aștept să vină cineva să-mi spună greșești total, astea sunt niște făcături, niște invenții, fake news, eutanasierea.
oamenii care sunt un pic descumpăniți, poate au trecut printr-o depresie, orice om care a evoluat a trecut cândva printr-o mică tristețe, unii au trecut prin noaptea neagră a sufletului, sunt lucruri firești care fac parte din evoluție, cum spuneai, nu am zi fără să am noapte. A, ai trecut printr-o depresie? Păi vino să te ajutăm noi să mori. Eutanasierea susținută medical sau asistată medical, acum îi cam îndeamnă și dacă ești sărac, au considerat cei care conduc lumea, există o țară undeva în nordul Americii, care a hotărât că dacă ești sărac, căci mulți sunt săraci, mulți și-au pierdut locuințele, nu e o viață demnă, n-ar fi mai bine să te ajutăm noi să termin cu viața asta care e sub nivelul tău, da? Deci așa e tratată viața în sacralitatea ei, ca și când ar fi, nu știu, ca și când ți-ai suflat nasul. Și mai nou, și cu asta închei, copiii la școală, fără știrea părinților, primesc instrucțiuni cum să se sinucidă. Și că nu doare, și că e oricum o faptă bună. Deci au ajuns toate valorile să fie pervertite, nu mai suntem într-o cultură a vieții, a uniunii cu Dumnezeu, suntem într-o cultură a morții și, de fapt, nu a morții naturale, că moartea naturală e un fapt firesc, nu a uciderii. Astea pe mine mă îngheață. Și tu vii și îmi spui, lasă, nu contează. Fiecare din noi poate fi fericit să în bula lui. Detalem un pic, adică ca să subliniem cât de mari sunt greșelile acelea. Nifonul Constantinopolului a fost întrebat la un moment dat de un credincios ce este mai grav, să omori pe cineva, să faci o crimă sau să te sinucizi. Și instantaneu, fără să se gândească, a răspuns de bună seamă că să-ți iei viața, să te sinucizi, este mult mai grav decât să omori pe cineva. Oare de ce? Și l-a întrebat de ce. Da. Pentru că zice, dacă omori pe cineva, tot îți mai rămâne timp să te căiești și să te îndrepți. Pe când dacă te-ai omorât pe tine, s-a terminat totul. Am înțeles. Da? Deci nu avem drept să ne luăm viața. Scopul nostru este creșterea. Și nu scăpăm de nimic. În mai multe tradiții, nu vreau să enumăr acum, dar în tradiția orientală e descris cel mai plastic, dar lucrurile sunt asemănător, o ființă care se sinucide merge și să zicem că s-a sinucis la 25 de ani, da? Și ea ar fi trebuit să trăiască 65. Merge și mai trăiește într-o zonă intermediară, o zonă groaznică, adică deci nu este iadul, adică deci toată lumea își imaginează iadul că așa am fost educați cu cazane, cu smoală, cu demoni care te împun cu furca și așa mai departe. E o zonă de tranziție intermediară, adică nu există pedeapsă mai mare decât singurătatea, o zonă în care ești între două lumi, se numește Bardo, deci rămâi în Bardo cât mai aveai de trăit. Bine, Bardo este lumea dintre moarte și renaștere, este lumea dintre două vieți. Da, dar când rămâi acolo nedefinit, oricum e o senzație la fel ca atunci când te dedublesc, când dormi, adică dacă ești un neofit nu e o senzație foarte plăcută și până când te obișnuiești cu ea, deci nu, e ca la Mountain Rus, adică te arunci în gol, adică la un moment dat. Și el trebuie să trăiască în Bardo, adică deci nu merge și nu evoluează, e ca o stagnare, rămâne în zona aceea de tranziție unde trăiește, acolo se petrec și crize de epilepsie. Și deci rămâne în zona aceea de criză cât mai avea de trăit în planul fizic, după care se reîncarnează și reia viața din aceleași condiții pe care le avea când le-a părăsit și mai trăiește doar cât mai avea de trăit în plan fizic. Deci nu este evadare, n-ai scăpat de nimic. Da. Iar de cele mai multe ori, ca să nu zic întotdeauna că orice generalizare conține în ea și un sâmbure de neadevăr, de cele mai multe ori nu atât un eveniment este tragic în sine, ci grijile pe care noi ni le facem până când se produce acel eveniment, exact ca drobul și sarea. Drobul cade o singură dată, dar grijile sau pe care... Cade. Sau nici nu cade, da. Dar grijile pe care ți le faci până atunci sunt imense. Nu mai știu cineva, cred că Mark Twain a spus, în viața mea am avut foarte multe probleme, dintre care majoritatea nu s-au întâmplat niciodată. E o problemă în mintea lui. Deci, așa cum spuneam, trăim totuși într-o epocă
epocă foarte deosebită, pentru că avem acces la informație. Orice carte, orice informație. Vrei să te duci să faci un curs, poți să faci cursul respectiv. Vrei să găsești un maestru spiritual, până la urmă găsești maestrul acela spiritual, da. Pentru că o zonă în care ne apropiem de un deznodământ. Așa arată și matematic, toate converg. Ritmul cu care se schimbă lucrurile crește, percepția noastră a timpului s-a deformat și așa mai departe. Atunci foarte multe informații s-au făcut publice și avem acces la ele. Păi dacă în trecut cineva se ducea să practice o cale spirituală, se ducea la maestrul lui, ăsta îi arăta făcutare și pleca și mai venea după 6-7 luni la maestru și uite, cam așa îmi iese, mai fă. Da. Și mai, da. Acum, noi vrem ca toate lucrurile să se producă repede. Ei, cu toate acestea, da, noi putem să alegem pozitivitatea în orice moment, fiind cu ochii pe minge. Adică, focalizându-ne clar asupra lucrurilor pe care vrem să le realizăm și ne lăsându-ne distrași. Foarte important asta. Deci recapitulăm. Este foarte importantă atenția noastră, locul unde ni se duce atenția, da. Ăla e locul căruia acordăm energia noastră, nu? Probabil că lângă atenție vei menționa, bănuiesc, și intenția de a realiza ceva. Și cu aceste instrumente non-palpabile, da. Noi avem posibilitatea să creăm? Trebuie, în primul și în primul rând, orice intenție care nu este scrisă, este un vis. Rămâne doar un vis, da? Nu vrei să fii tu visătorul din viața ta. Așa că cel mai bine este să nu visezi cu ochii deschiși, ci să scrii. Și ți-ai scris pe hârtie care sunt scopurile, obiectivele pe care... De mână. De mână este cel mai important. Se creează o conexiune foarte specială. Poți după aceea să ți le pui pe computer, pe calculator și să le ai, să lucrezi la ele. Dar primul lucru pe care când vrei să manifesti ceva, e o radiestezie care se petrece în momentul în care tu scrii cu propria ta mână lucrurile respective. E o aliniere cu subconștientul tău. Pentru că altfel, dacă tu îți propui o chestie pe care conștient ai spune că o vrei, de exemplu, să zicem, renunțatul la fumat. Da? Dar subconștientul tău are o grămadă de avantaje secundare din faptul că fumezi. Așa ai fost educat, vrei să arăți ca taică-tu când era mic și așa mai departe. Sunt ancore, sunt imagini. Da. Noi nu trăim în realitate. Trăim în filmele pe care ni le construim noi în interiorul minții noastre. Atunci, acum spui, mă las de fumat, iar la a doua zi când te întâlnești cu niște prieteni la o cafea, întinzi mâna când a pus celălalt pachetul de țigări și ești tu o țigară. Și după ce ajungi la jumătate, aoleu, am zis că nu mai fumez, lasă că încep altădată. Da? Așa se petrece când lucrurile nu sunt aliniate între conștient și subconștientul nostru. Și noi trebuie să facem această aliniere. Deci obiectivele trebuie scrise. Unul, definite foarte clar. Definite foarte clar. Scrise. Defalcate în pași foarte mici. Defalcate în pași foarte mici și făcut să știi foarte clar de seara ce trebuie să faci a doua zi. Care este micul pas care te duce ca obiectivul tău pe care ți l-ai propus în 5 ani, în 10 ani, în 3 luni, așa, să ajungă la realizare. Și în a doua zi, la lumina acelei zile, trebuie să faci tot ce poți tu ca să realizezi acel pas. Nu mai mult. Nu trebuie să faci lucruri supranaturale, nu trebuie să muți munții, ci doar să faci pașii pentru atingerea acelui micuț pas. Poți să-mi spui... Deci două lucruri aș dori să spun, dacă îmi permiți. Da. Primul, mi-a plăcut foarte mult că ai precizat că un cel pe care nu ți l-ai scris, pentru că scrisul te obligă să alegi anumiți termeni, exact, da. să te coagulezi în anumite cuvinte concrete, rămâne un cel difuz. Dar e o formă înțeles... de materializare, da, scrisul. Da. Și am înțeles că sunetul este și el, așa cum se spune și în Geneză, un creator cumva de realitate. E mult mai mult decât ce credem noi, așa, un simplu sunet, un simplu zgomot, cuvântul purtător de sens, și el ajută la materializare. În sensul acesta îndrăznesc să propun și să spunem în singurătatea chiliei noastre cu vocetare. N-am vrut să intru atât în detaliu, da? Dar modul în care noi aliniem ceea ce am scris cu subconștientul nostru este repetiția. Adică odată
ce am scris o afirmație, o repetăm de 10, de 50 de ori, de 100 de ori, până când sesizăm că în noi a apărut senzația aceea că se va realiza. Certitudine. De bucurie, de încredere că se va realiza. Exact. De multe ori pot să apară conflicte, pentru că e în contradicție cu subconștientul nostru. Și atunci trebuie să revenim la afirmație. Dacă simțim că ne ia somnul, apare senzația de stomac acid, ne doare capul, e o prostie ce fac aici, nu mai fac și așa mai departe, atunci clar e o contradicție, adică deci afirmația aceea nu este aliniată cum trebuie cu subconștientul nostru. Și trebuie să o rescriem până când simțim că ea curge, până când ne simțim pur și simplu că am intrat în flux și că ea se va realiza. Avem încredere 100% că ea se va realiza. Exact. Pentru că subconștientul nostru ne dă mesaje. Și dacă noi ne întrebăm care e dezirabilitatea, de exemplu, a acestei afirmații, da? Și obținem doar un 5, asta înseamnă că n-am formulat-o cum trebuie. Adică dacă nu e o chestie pe care să... Da? Din tot sufletul vreau și să aibă un 10, atunci trebuie să modificăm la ea și să scriem afirmația. Și la fel, care este șansa ca să o realizezi acel lucru? Dacă nu este 10, înseamnă că nu ai aliniat-o cu subconștientul tău, pentru că pentru subconștientul tău, care este omnipotent și care este permanent în legătură cu sinele suprem, este de fapt sinele individual, așa se și denumește în tradiția orientală, nu există nimic imposibil. Da. Și al doilea lucru pe care vreau să-l menționez, pentru că ai precizat mersul la culcare cu această listă făcută pentru a doua zi, poate poți tu să ne spui ceva mai concret despre miracolele care se întâmplă atunci când îi dăm minții noastre, nu sunt sigură că e cel mai corect termen, această temă de gândire, această to-do list înainte de a ne duce în somn. În somn se petrece ceva și a doua zi, dacă ne-am făcut temele cu o seară înainte sau cum spune un drag artist din muzica românească, zice să ne pregătim ogorul, să ne pregătim ogorul cu o zi înainte, atunci semințele acelea germinează în somn. Poți să ne spui ceva de ce e mai ușor când ne-am făcut această listă? Și a doua zi parcă vin lin toate împrejurările care să ne ajute să ne îndeplinim scopul. Dacă e să discut pur, da, nu există mecanică, nu putem separa lucrurile de... Da, nu le separa. Așa. N-aș vrea să se înțeleagă că somnul nostru este purtător de griji. În timpul somnului noi ne frământăm ce fac mâine, uite am asta de făcut. Nu, din potrivă, cineva ne ia grijile și face este ceva cu ele. Cea mai mare greșeală, da? Adică nu ești pe cale în momentul în care astfel de griji te apasă în timpul somnului, nu ești pe cale. Dar nu griji, eu n-am folosit cuvântul griji. În timpul somnului trebuie să dormi și să te relaxezi. Simplu fapt că ți-ai enumerat și calmul este una dintre calitățile cele mai înalte pe care o ființă le poate dezvolta, pentru că acel calm vine din încrederea în forța ta primordială care te manifestă, încrederea în Dumnezeu. Da? Sunt permanent calm și liniștit pentru că sunt mereu una cu Dumnezeu. Deci, iată o afirmație cu totul și cu totul specială. Te rog, repet-o. Sunt noi. Permanent calm și liniștit pentru că sunt mereu una cu Dumnezeu. Da? Dar dacă noi trecem în revistă peste pașii pe care îi avem de făcut a doua zi, ceva se petrece fără ca noi să facem un efort pentru aceasta. În timpul ciclurilor de somn, atunci când noi ajungem în stări foarte profunde, în teta sau chiar în delta, aceste informații pătrund în memoria de lungă durată și se aliniază cu subconștientul nostru, cu forța noastră vitală, cum spune Hahnemann, cel care a fondat homeopatia, despre care Hahnemann spune că nu e de natură materială, ci este spirituală. Desigur. Și atunci lucrurile curg infinit mai ușor a doua zi. Da? Și a doua zi trebuie să avem punctele acelea scrise pe o hârtiuță
și pe un caiet, pe undeva, și ne focalizăm pe ele. După ce am făcut chestiile respective, poți să faci și alte lucruri, dar după ce le-ai făcut, acelea sunt cele mai importante lucruri care trebuie să făcute, e pasul tău. Și dacă într-o zi s-a întâmplat ceva și n-ai putut să faci pasul respectiv, poate nu contează, dar într-o săptămână se duce 2% din ce ar trebui să faci tu într-un an. Deja dacă ai pierdut una, două săptămâni, devine foarte greu să mai recuperezi aceste lucruri și obiectivele tale se decalează sine die. Da? Adică da. La Sfântul așteaptă. Da. Da. Deci, repet, ce trebuie să facă un om ca să aibă succes este să facă tot ce poate la lumina unei zile. Da? În momentul în care face acest lucru, el are succes. Vrei să-mi spui să nu continuăm eforturile noastre după sfințiți? Asta îi dă... Poftim? Să nu continuăm, scuză-mă, să nu continuăm eforturile noastre în timpul nopții sau ce vrei să spui? Nu, noaptea, zilele... simplu fapt că le-am scris în momentul respectiv este suficient. Știm ce avem, somnul e liniștit, a doua zi știu că am chestiile astea de făcut, pașii trebuie să fie... suficient de mici ca să-i putem face la lumina unei zile fără să mutăm munții din loc, fără să curgă transpirațiile de pe noi. De obicei, în project management, de exemplu, se prevăd buffere, deci timp suplimentar. Adică dacă tu spui că o chestie o faci în jumătate de oră, când o proiectezi acolo, îți lași o oră jumătate. Da, pentru ea. Că pot apărea chestii, te pot întrerupe, dar dacă îți lași o oră și jumătate, ți-ai lăsat bufere de timp, ai suficient timp ca să faci acel lucru. Da? Da. Atunci când un om face tot ce trebuie, atunci el este un om pregătit. Da? Și el va avea succes. Din păcate, lumea este și omul acela devine măreț. El crește prin tot ceea ce face. Valoarea, care e un concept fundamental al unui om, se dezvoltă prin timpul alocat pentru creșterea în direcțiile care ne interesează. Valoarea, dacă ar fi să definim valoarea, nu știu, poate în termen de marketing sau de financiar, mercantil, este capacitatea noastră de a fi de folos societății. Absolut, absolut. Da? Cu cât suntem mai de folos, cu atât valoarea este mai mare. Și bucuria, satisfacția. Și satisfacția. Da. Iar recompensele vin pe măsură. Nu trebuie să ne preocupăm de ele. Ele vin de la sine. Da? Da. Legea fundamentală, am spus că este creșterea. În momentul în care tu crești, locul tău în societate, în manifestare, se schimbă. Nu trebuie să faci un efort pentru aceasta. Pur și simplu, da? Dacă tu ai crescut, manifestarea îți oferă un alt job, o altă conjunctură, alți prieteni, alt cadru, alte canale prin care tu să devii cunoscut. Da? Invers, atunci când tu nu progresești și nu ești mai mic decât locul pe care îl ocupi. Și din păcate lumea asta este plină de oameni care sunt mult mai mici decât locul pe care îl ocupă. Din cauza aceasta nu funcționează în mare majoritate lucrurile. Dar pentru tine lucrurile astea pot funcționa și ăsta este singurul lucru pe care poți să-l faci, să te dezvolți pe tine, să devii mult mai bun decât locul pe care îl ocupi. Și atunci manifestarea îți oferă alt loc și dacă îl umpli și pe acela, îți oferă și altul, și altul, și altul. Dar dacă rămâne un singur lucru nefăcut pe care ai putea să-l faci într-un zi, nu ești suficient de bun pentru locul pe care îl ocupi. Sper că nu am schimbat subiectul, adică îmi place să cred că sunt exact pe ceea ce ai spus tu, sper. Un aspect este că poate nu am făcut ceea ce am fi putut să facem. Alt aspect, și cu asta mă gândesc în primul rând la femei care au așa o intrinsecă nesiguranță, o timiditate, ele nu au curajul de a înflori la nivelul la care ar putea, o intelectual, fizic, din toate punctele de vedere, social, profesional.
punând accentul pe acest al doilea aspect, mi-ai adus aminte de un citat care mie mi se pare deosebit de frumos din Marianne Williamson, o autoare remarcabilă, da. Da, Întoarcerea la iubire este, cred că, cea mai cunoscută dintre cărțile ei, dar nu singura. Și, mă rog, ea mai explică, foarte profundă, explică tipă, da. Și acel cărțoi numit un curs de miracole. Curs în miracole. Da. Bun. Deci Marianne Williamson spune undeva, deși am auzit că a preluat citatul parcă de la... Dar nu mai contează. Să zicem că era citatul ei. Zice, cea mai mare frică a noastră nu este că suntem neadecvați, că nu facem față. Cea mai mare frică a noastră este să strălucim. Și nu știu dacă, poate că sar un pic peste o parte din citat și în final zice, pentru că noi ne întrebăm, dar cine sunt eu să am curaj să strălucesc? Dar cine ești tu să n-o faci? Am încheiat citatul. Mi se pare splendid. Deci trebuie să avem curajul să ne asumăm, așa cum spuneai, să ne ducem la limita superioară, nu la limita inferioară a aptitudinilor și capacităților noastre, că altfel am trăit așa, pe jumătate de flacără. O acțiune este eficientă și o zi este eficientă dacă te duce acolo unde ți-ai propus. Dacă bine, trebuie să-ți propui, cum ai spus tu, țeluri realiste, fezabile. O eseistă din țările nordice, Ayn Rand, foarte, foarte deosebită și foarte specială, prin 95, într-un interviu la BBC, a fost întrebat ce înseamnă un om care și-a ratat existența. Și a răspuns așa uluitor. Pentru mine răspunsul a fost așa uluitor. Instantaneu, adică deci parcă era pregătită pentru asta, spune o ființă depravată. N-a fost întrebată despre asta. A fost întrebată despre ce părere are despre un om care și-a ratat existența și de ce, care este cauza. Și spune o ființă depravată este o ființă care nu are scopuri și obiective clare în viață. Am așa o mică strângere de inimă, iartă-mă că nu are nicio legătură cu tine. Da. Am găsit de curând un text în care, cred că era un film pe YouTube, în care cineva cu bunăvoință tradusese acel film în limba română și tradusese deprivat, adică lipsit de ceva, da. Prin depravat. Și mi s-a strâns inima că știi, traditore, traditore. Da, e cu totul și cu totul altceva. A trădat sensul propoziției. Sper că ea n-a spus. Nu. Adică ca o ființă depravată. Depravată? Da. Depravarea înseamnă un cumul de vicii. Decădere morală. Da. Exact asta se întâmplă. Dacă nu ți atingi scopurile, sau nu scopurile, menirea, ești o ființă depravată. Atunci când nu ai, poți să nu ți le atingi. Da? În 51 un tip cu totul special, un ziarist și eseist, Earl Nightingale, a dat o definiție despre ce înseamnă succesul în viață. El s-a ocupat de treaba asta, a făcut o grămadă de interviuri. În 2007 am văzut un summit din ăsta pe teme de dezvoltare personală, foarte interesant, și Bob Proctor a amintit despre definiția lui Earl Nightingale, că atât de perfectă este încât de-a lungul a mai bine de 50 de ani până la acel summit nimeni n-a putut să schimbe nici măcar o virgulă în acea definiție. Și conform lui Nightingale, succesul este împlinirea progresivă a unui ideal demn. Deci, practic, asta presupune că tu ai un ideal, un scop, un obiectiv defalcat, îți stabilești un plan pentru el. E important să stabilești primii pași, pentru că după aceea restul poate varia, adică de multe ori dacă faci pașii corecți, lucrurile se produc mult mai repede decât ți-ai planificat și succesul nu ți-l dă atingerea lui, ci pașii succesivi, adică însăși parcurgerea acelui drum este o chestie care te umple de succes și îți dă fericire și împlinire. Exact așa cum spui, decât că aș înlocui cuvântul succes prin fericire, m-ai trimis cu gândul la un citat, zice-se din Buddha, care spunea fericirea nu există o cale către fericire, fericirea e calea. Așa cum tu spui, corect, nu există o cale către succes, succesul constă în a merge, a face pași. Și a trăi în prezent, pentru că dacă îți programezi tot timpul succesul mâine, când se va împlini obiectivul și așa, nu-l vei atinge niciodată. Era chiar un banc cu o cărciumă în Irlanda, în care era un
anunț mare, bere gratis mâine. Adică, da? Da. Așa și aici. Da? Acțiunile tale trebuie să fie eficiente, adică să te duc acolo unde ți-ai programat, și ele nu au cum să fie eficiente dacă nu sunt pline de putere. Iar ca să fie pline de putere înseamnă că trebuie să pui suflet. Și adică, să nu te temi. Automat, în momentul în care pui suflet, nu te frica dispare, pentru că ești una cu sinele tău suprem. Te rog să repetăm, te rog să repetăm că multă lume stă acum în nesiguranță, în anxietate. Ca să nu te temi, trebuie să... Să te aliniezi, să fii una cu Dumnezeu. Prin iubire. Adică să-ți amintești în fiecare clipă că tu nu ești rupt de El, nu poți să fii rupt de El. Tu ești o părticică din El. Ești chiar El. Adică... Ești chiar El în sensul acela. Așa cum fiecare celula noastră păstrează informația întregii noastre ființe, așa și noi avem în structura noastră manifestarea întregii conștiințe divine. În spirit holografic. Căci în spirit orice holografic. Parte cuprinde tot în întregul. Holografic, da. Mai avem câteva minute, poate că ai dori să hai închei să vorbim ceva? Un pic despre cum trebuie formulate afirmațiile, atitudinea, pentru că este foarte, foarte importantă acest lucru. Da. Ideea de bază este în felul următor. Există un substrat, da? Înzestrat cu gândire, din care sunt făcute toate lucrurile și totul în univers și care permează, pătrunde totul. Nu există colțișor din universul ăsta nepătruns de această substanță. Care îi putem spune conștiință. Și nu e substanțială, e non-materială, desigur. Da. Și se mai spune în limbaj popular Dumnezeu. Un gând în mintea noastră creează un lucru. Lucrul acela proiectat în mintea acestei conștiințe se materializează. Numai așa. Raportarea noastră la această conștiință se face prin credință, prin încredere și prin recunoștință. Deci hrănim, în primul rând trebuie să avem un gând și apoi o anumită emoție pozitivă. În primul rând trebuie să avem ideea că doar exact cum spune Hahnemann, da? Despre corpul omenesc. Și asta face și diferența de abordarea alopată din sănătate. Da? Hahnemann spune în felul următor. În fiecare structură vie există o inteligență pe care el o botează forță vitală și spune că e de natură spirituală. Da? Și această forță vitală controlează în deplină suveranitate structura respectivă. Ea, adică nu mintea noastră conștientă, ci această structură de care cei mai mulți oameni nici măcar nu sunt conștienți. Da? Noi proiectăm un gând în mintea noastră, am creat o imagine, am creat deja un lucru și prin raportare, prin proiectare a acestui lucru în acest gândul acestei substanțe creatoare, putem produce materializarea. Fără ea, nu. Deci noi suntem co-creatori. Și atunci, din fără raportarea la această conștiință, noi suntem competitivi. Ne batem, hai că vând eu mai mult din piață, hai, dar când ne raportăm la acea conștiință, lucrurile sunt infinite. Nu iei din bani altcuiva, ci pur și simplu manifesti ceea ce vrea mintea ta. Se creează universul și se modifică pentru tine. Există în Tanjur o carte foarte ezoterică, un capitol care se numește Sfaturi pentru mici Dumnezei, cum să creezi un univers. Da? În momentul acela, tu nu mai ești competitiv, devii co-creator. Da. Deci mintea creativă nu se poate naște, nu se poate dezvolta și nu poate apare decât prin raportarea la această conștiință unică. Mă bucur că, de fapt, nu facem niciodată în aceste emisiuni altceva decât să-l menționăm, să facem trimitere la creator. Tot sperăm să devină tot mai puțin cei care n-au înțeles încă faptul că nu există alt temă pe lume. Din păcate, înțelegerea nu poate să apară decât prin practică. Adică degeaba vorbești despre Dumnezeu dacă nu practici ceva. La început, credința este limitată la toată lumea și fiecare avem, cum să spunem, limitele noastre de orizont și de înțelegere. Dar făcând, chiar și fără credință, făcând,
ajungi să înțelegi și orizontul tău se lărgește. Știi, n-am deloc senzația că am avut timpul să te ascult în tot ceea ce ai fi avut să ne spui. Îmi permiți din nou, cu obrăznicia am caracteristică, să te rog să mai vii odată, cel puțin sigur, odată. Sigur, pentru da. Că, de exemplu, acum pe final, când mai sunt 4 minute, ai trezit în mine, ai activat în mine niște butoane, pentru că iată ce timpuri trăim, în care un foarte aplaudat și venerat vorbitor și autor pe numele lui Yuval Noah Harari vine și ne spune, așa cu un dispreț, nu știu de unde și-are rădăcinile disprețul ăsta al lui, sigur nu din înțelepciune, citez motamo, suflet, spirit, astea sunt povești, așa ceva nu există, am încheiat citatul. Cine îi dă lui siguranța asta de a afirma asemenea gugumănii, și mi-asum acest cuvânt urât, dar nu poți întotdeauna să vorbești în cuvinte frumoase. Pe urmă, tot unii ca el vin și ne spun ce Dumnezeu, nu există Dumnezeu, tot Harari, care de altfel vine din Israel sau trăiește chiar în Israel, ne spune că Iisus a fost o poveste de adormit copiii, ok, deci Dumnezeu nu există nici într-o chipare a lui în carne, Iisus, spirit nu există, suflet nu există, suntem toți niște roboței așa, niște mecanici, niște mecanisme, și aș vrea foarte mult să ne luăm timpul și așa scurt al unei alte ore, într-o altă emisiune, în care să vorbim un pic despre absurditatea acestor afirmații de nivel infantil sau de nivel manipulator, pentru că oamenii ăștia nu sunt neștiutori, ei nu sunt naivi, ei sunt profund informați, dar vor să ne ducă pe noi într-un anumit loc. Scopul existenței noastre și cu atât mai mult a oricărei căi spirituale este creșterea esențială. Acea creștere esențială este să ducă conștiința noastră la supraconștiință. Deci conștiința mea individuală să se ducă, domnule, acolo unde e mama ei. În ocean. Oceanul. Din care a provenit. Și atunci orice cale se cunoaște după roadele, așa cum omul se cunoaște după fapte, pomul după roade, numărul de realizații, adică măcar unul. Da? Câți ființi a dat calea asta? N-am auzit de niciun ființă realizată prin mindfulness sau cum. Da, mindfulness, un substitut. Da, atunci, toate chestiile astea sunt invenții ale unuia sau altuia care nu fac decât să dilueze. Dacă vrei să obții rezultate, trebuie să te duci la esență, la o cale vie, o cale pe care se obțin ființe realizate spiritual, ființi, cum spune. Bun, dar oamenii, nu știu cum să spun, sunt ușor de păcălit, pentru că ei n-au timp să meargă până la miezul lucrurilor, să-și dea seama, de exemplu, că mindfulness sună bine, dar de fapt este golit de... Din păcate și legile acestea ale manifestării sunt la fel ca legile de circulație. Nu e o scuză prin faptul că ai fost păcălit. Da? Nu e o scuză că n-ai știut legea, inclusiv moartea noastră se petrece în felul acesta, pentru că în momentul morții apar o mulțime de lumini înșelătoare care ne disturbă și ne fac să ne orientăm din nou către planuri inferioare în loc să ne contopim în lumina supremă care apare atunci în momentul morții. Nu mă ispiti, că mai avem o jumătate de minut, ori ai ajuns la subiectul sufletului meu, că trebuie să învățăm să murim bine și fără frică, pentru să ne familiarizăm cu ceea ce urmează. Dar asta este altă emisiune decât cea viitoare. Da. Mulțumesc foarte cu mult! Drag. A fost uimitor de rapid ceasul. Cred că l-a dat cineva în viteza 5-6 astăzi. Vrei să ne adresezi un cuvânt final? Am scris aici câteva... o afirmație pe care am pregătit-o pentru... Am pregătit mai multe, dar n-am mai avut timp. Și o să citesc o afirmație. Am în lăuntrul meu energia pentru a realiza tot ceea ce vreau să fac. În spatele fiecare acțiuni a mea se află puterea fără margine a lui Dumnezeu. Mai citește o dată, că tare e frumoasă, te rog. Am în lăuntrul meu energia pentru a realiza tot ceea ce vreau să fac. În spatele fiecare acțiuni a mea se află puterea fără margine a lui Dumnezeu. Excelent. N-am auzit-o niciodată și mi se pare minunată. Mulțumim foarte mult. Regret că nu le-am auzit și pe celelalte. Probabil că am vorbit eu iarăși prea mult. Iertare. Dragi nemuritori și nemuritoare, o seară bună și deja știm
că în curând, poate chiar săptămâna viitoare, vom avea plăcerea să-l revedem pe stimatul, iubitul nostru, domn inginer Bergăoanu. Mulțumesc foarte mult, Eugen. A fost o plăcere. Și pentru. O seară bună și ție. Seară frumoasă.